Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. O nouă traseu al lui Halil Ibrahim Ceyhan. Mesajele lor au fost expuse. Halil Ibrahim Ceyhan nu renunță la persecuția lui Esra Bilgic. Atât de mult încât Halil Ibrahim Ceyhan, care a insistat să joace în același film cu frumoasa actriță, a fost foarte dezamăgit de respingerea acestei oferte de către Esra Bilgic. În prezent, Halil Ibrahim Ceyhan, care o urmărește cu strictețe pe Esra Bilgic pe rețelele de socializare, o hărțuiește pe frumoasa actriță. Pentru restul știrilor, vă rugăm să urmăriți videoclipul până la sfârșit. De asemenea, nu uitați să distribuiți, să comentați și să dați like la videoclipul nostru. Vom continua să cercetăm pentru tine cât putem și să te ținem la curent cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în timpul acestui proces. Esra Bilgic s-a plâns că a fost lăsată într-o situație foarte dificilă după ofertele insistente pe care le-a primit. El a spus că a primit în mod repetat oferte atât de la actor, cât și de la producător și de la firma de management în legătură cu un film, dar acest proiect nu s-a încadrat în acest proiect. După cum am aflat, persoana despre care vorbește Esra Bilgic este Halil Ibrahim Ceyhan. Crezi că este normal ca Halil Ibrahim Ceyhan să fie atât de obsedat de Esra Bilgic? Crezi că Halil Ibrahim Ceyhan este platonic îndrăgostit de Esra Bilgic? Cred că Esra Bilgic este o femeie foarte frumoasă. Este foarte bine echipat și este foarte frumos. Esra Bilgic, care este și studentă la drept, seamănă prea mult cu Halil Ibrahim Ceyhan. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!